Aya ben şifrem kuzilerle. Ben şifrem. Oh. Че? Сумма директ. Bună seara, dragi telespectatori. Ne-am venit la emisiunea Barney TV. Eu sunt Ion Lovitu. Azi voi prezenta știrile. Ce? Invers. Deci, azi vom prezenta povestea unui copil țărman păcălit de Moș Crăciun. Cine este Moș Crăciun? Moș Crăciun este altfel decât un pedofil nebun. Deci, să urmărim povestea unui copil nevinovat păcălit de Moș Crăciun. Dragă moșule, de Crăciun îmi doresc o păpușă gonflabilă, Barbie să fie, căci m-am săturat să tot fac laba, și un iPhone 6, dacă se poate. Sper să-mi aduci, ce am scris, cu drag, moșule. Mamă, t-a ajuns din două acasă? Ce mă pune, că se cadă la Moș Crăciun, mi-a ajuns, bă, iPhone-ul, bă, bă, la, bă, iPhone-ul 6 mi-a ajuns, bă. Mamă, tot mă, pula mea, ne-a făcut la noi iPhone-ul, a creat țapă de la Moș Crăciun, mă, dar pula mea, el Moș Crăciun. Ce mă muieță, ciudă, că n-ai primit un iPhone, bine, trece iPhone-ul, ți-ai așa un camera, tu, pula. Ai trece iPhone-ul, a primit de la Moș Crăciun, bă, că am scris, bă, o scrisoare, bă. Și la iPhone și păpușe gonflabile. Apoi tu gaj rău, mă, Moș Crăciun. Ce muiețe era de la Moș Crăciun. Mă, boșorogule, nu stai în gură, mă, ce ți-am scris eu, mă, să-mi aduci o păpușă și un iPhone, dă-mi dracul de iPhone, mă, că iPhone-ul nu trebuie să-mi aduce, mă, că păpușa, mă, că m-am saturat să te-o fac la ba, mă, nesimțitule, mă, hai, pa. Ați văzut, telespectatori, cine este o condevra Moș Crăciun? Este un lemernic care păcălește copiii, nu vă lăsați inspirat de el, mă, stai în gură de Moș Crăciun. Te aștept eu să vii mă la mine, Moș Crăciun. Deci cu asta încheiem știrile epizodul de astăzi. La revedere!